Două reviste școlare participante la etapa națională a concursului de reviste școlare selecționate de către Inspectoratul Școlar Județean Neamț au primit luni 27 iunie titlul de laureat. Este vorba de revista la nivel liceal intitulată Adobiograființa și cea de nivel gimnazial a Clubului de Istorie Zamolxis. S-a încheiat și etapa națională a concursului de reviste școlare pentru anul 2016 și ne bucurăm să anunțăm că două reviste din județul Neamț au primit titlul de laureat. Cele două reviste sunt Adobiograființa, este o revistă de nivel liceal, coordonată de profesor dr. Gheorghe Brânzei și profesor Manuela Preisler, profesor de la Colegiul Național Calistrat Ungaș Piatra Neamț, și revista Zamolxis, de nivel gimnazial, revistă coordonată de doamna profesoară Cristina Ruxandei, revista fiind provenind de la școala gimnazială Vasile Alexandrii Roman. Conducerea Inspectoratului Școlar este încântată de faptul că juriul a apreciat calitatea deosebită a materialelor publicate, acordând un titlu atât de onorant celor două produse jurnalistice ale elevilor nemțeni. Subliniem calitatea acestor reviste, îi felicităm pentru faptul că au primit acest titlu de laureat și ne face plăcere să anunțăm că doi elevi din redacția revistei Adobiograființa vor participa gratuit într-o tabără de profil. Revista Zamolxis a Școlii Gimnaziale Vasile Alexandrii din Roman a fost lansată în toamna anului 2015 la festivitățile aniversare legate de împlinirea a 183 de ani de existență a unității școlare ca o publicație menită să pună în valoare dezbaterile de specialitate ale Clubului Istoric Zamolxis, coordonat de pasionata profesoară Cristina Ruxandrei.